Ai accesat mesageria vocală. A dat doamna comandă și a dormit. Frumos, așa, am mașini de-astea vechi, Trabant, Dacia, Wolsit și așa mai departe. Câteva mașini de epocă. Aici am fost bătută, violată, furată și așa mai departe. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Grigore Varlam și astăzi, bineînțeles, a venit momentul pentru un alt clip cu livrări la Glovo pe bicicletă în traficul din București. Am primit deja o comandă de la Dristor, este ora 8 dimineața, filmez într-o sâmbătă și sunt curios să vedem ce comandă lumea la ora asta atât de devreme. Așadar, haide să-i dăm drumul la treabă câteva ore astăzi. Chiar sunt curios să vedem ce îmi rezervă și această zi, clasicul livrări pe bicicletă. N-am mai făcut de mult un clip la Glovo cu bicicleta și de menționat încă de la început că tot ce voi câștiga în dimineața aceasta, 2-3 ore, vor fi donați oarecum, pentru că voi căuta un om de pe stradă, un om omorât, și îl voi întreba dacă are poftă să mănânce ceva, orice. Le întreb omule, ce vrei să mănânci, eu mă duc și îți cumpăr. Dar asta după ce termin programul, după aceste 3 ore cu livrării. Având în vedere că este dimineață, cel mai probabil voi livra multe cafele, țigări, oamenii rămân fără țigări și dimineața își aduc aminte, bă, stai așa că pot comanda orice prin aplicațiile astea de curierat și mă aștept să livrez astfel de obiecte, produse de pe la farmacie și așa mai departe. Sunt aici în rond la Baba Novac, mai am vreo 300 de metri până la McDonald's. Voi să știți că este destul de răcoare afară, mi-am luat haine pe dedesubt ca de iarnă, așa m-am îmbrăcat, pentru că neștiind cum e să livrez la ora asta de dimineață, la 5-6 grade, nu știam cât de frig îmi va fi și aia, acum parcă mă simt deja puțin încălzit. Comanda mea s-a transformat în două comenzi, pentru că mi-au mai adăugat ăștia încă o comandă. Cred că e tot de la cafeneaua ăsta de la McDonald's, dar asta rămâne să vedem împreună. Partea proastă pentru ziua de astăzi e că n-am apucat să-mi cumpăr un cric la bicicletă și va trebui să găsesc un loc pe aici ca să o sprijin. În suportul ăsta de bicicletă de la McDonald's nu vreau să o bag, pentru că mă obligă să leg bicicleta de roate și uite, am să o leg de acest stâlp aici, așa. Mamă, clasicul de când am mai ridicat o bicicletă așa pe suport și să-i pun antifurtul, bă, pentru că la scooter nu mai pun antifurtul. Eu livrez cu scooterul în timpul săptămânii, dar prefer să fac vlogurile cu bicicleta. Uite, am și ceara asta din turul României pentru lanț. Hai să vedem dacă sunt gata comenzile mele aici la McDonald's. Ești 548 și 725. Mersi, o zi bună. Uite, bă, că erau pregătite deja, mă așteptau acolo comenzile, liniște la McDonald's, de obicei foarte full aici. Hai să fac poză bonurilor fiscale. Deci pasta trebuie să o livrez prima și pasta a doua, așa că pasta o bag prima în geantă, fiind ultima la rând în livrare. Trebuie să am grijă cu ele pentru că sunt cafele. Gata, comenzile sunt în geantă. Mi-am făcut rost de o geantă nouă de la Glovo. Au găsit-o cei de la birouri de acolo prin magazie uitată. Asta e modelul vechi de geantă, dar sunt mult mai bune decât gențile pe care le dau acum cei de la Glovo. Am de pedalat doar 900 de metri cu această comandă. Mamă, ce-mi bate soarele în ochi! Și voiam să vă mai spun că de acum începând toate videoclipurile vor fi filmate într-o calitate superioară, așa. Cel puțin 4K cu 60 de frame-uri pe secundă în modul hyperview, nu superview, pentru că vedeți, se vede mult mai larg așa cadrul. Mi-am cumpărat GoPro Hero 11 și am vândut GoPro Hero 9 pe care îl aveam, de așa să-i dau pedală pentru că e verde. Va trebui să mă obișnuiesc cu mersul pe bicicletă și cu vorbitul în trafic, pentru că n-am mai vorbit așa de nebun pe stradă în ultima perioadă. Ultimul vlog la Glovo fiind acum vreo lună, cred. Am găsit și blocul pentru că nu eram sigur, doar că vreau să ajung aici la scara B pe care am găsit-o și să văd pe unde îmi leg bicicleta. Uite, e frumos să livrez la ora asta așa de atât de dimineață, pentru că nu e lume, frate, și pot să mă desfășor și eu cu vlogul, să vorbesc așa liniștit în tihnă, să nu se uite lumea urât după mine pe stradă, bă, ce-i cu nebunul ăla de vorbește singur, el nu știe că eu vorbesc cu voi. Sper că n-a dormit doamna sau domnul, că nu m-am uitat la nume. De la Glovo, mulțumesc frumos, n-a dormit. Hai să-i lăsăm cafeluța. Bine că e liftul la parter, n-am de urcat decât la etajul 3. Am și 3, cum spuneam.
Eu pregătesc geanta dinainte, deschid cafacul frumos. O să nu mai pierd timpul la cămin la ușă. Așa. Uitați aici. O zi bună, la revedere, mulțumesc și eu. La revedere. Așa, comandă efectuată, să bag frumos la gentuța asta aici antifurtul. Cea mai bună variantă ca să îți iei antifurtul e într-o geantă de acest gen, ca să nu mai stai să pierzi timp, să-l înfășori pe cadru. Prima comandă din asta dublă, cum vă spuneam, livrată. Stai așa, să-i dau și din aplicație livrată, dacă nu i-am dat. Nu i-am dat livrată. Iar acum, pe o distanță de aproximativ 2,6 km, totuși, până pe Baba Novac, strada Baba Novac, acolo va trebui să las a doua comandă. Și hai să mă scap și de comanda asta, zic. Aștept în continuare să vedem ce îmi rezervă această zi, ce voi mai livra, pentru că de obicei, v-am zis încă de la început, dimineața livrăm fel și fel de chestii dubioase. Pentru că restaurantele, mare parte din ele, cred că mai bine 80% dintre ele sunt închise până la ora 10, așa că haideți să-i dau pedală. Trăiți, bă, dimineața. Oare aici este blocul G12, scara 2? 12, e după blocul ăsta, G2. În spate? Da. Așa. Nu se termină blocul, imediat, exact. Ok, mulțumesc. Uite, bă, că mi-am ieșit din mână, bă, frate, bă, cu bici scârța. Nu e aici blocul, e în spate. Pierdere de timp acum. Pe grabă, puțin. Bună dimineața la Moș Ajun. Ne dați ori, nu ne dați. Pazole cu cârnați, ne dați, ne dați. Uite ce melodii cânt eu la ora asta, băi. Am sport de livrări, ce-i drept. Mai ales cu bicicleta. Am să fac o tradiție din chestia asta. Nu vreau să vă plictisesc nici pe voi, nici eu să-mi pierd entuziasmul și voi posta, cred, doar un vlog pe săptămână, în fiecare duminică la ora 12. Bun, blocul G16 sau cât scrie acolo în aplicație. Mi s-a spus că e în spate, dar nu voi nicio intrare în bloc. Ăsta ar trebui să fie. Și merg pe partea cealaltă, pentru că pe acolo sunt scările de bloc. E mai liniște la ora asta și probabil mă auziți și voi mai bine. Da, bă, uite, aici trebuie să las comanda. Da, așa să leg bicicleta rapid, pentru că sunt puțin în întârziere și totuși astăzi vreau să fac măcar vreo 40-50 de lei în 2 ore de muncă, 2-3 ore pentru mâncarea oamenilor de pe stradă. Hai să vedem. Am noroc de lift la parter, băi. Frumos, doar așa să fie toată ziua. Așa. Bam și bam. Hai să vedem. Bună dimineața, salut. Uite aici, o zi bună, salut. Gata, păi prietena și era un copil de vreo 8 ani maxim. Probabil mama lui a comandat pentru el. Bă, am ieșit bine pe aici? Pe aici am intrat? Da. Pentru că unele blocuri au două ieșiri și câteodată greșesc, intru pe o parte și ies pe cealaltă și trebuie să înconjur tot blocul ca să ajung la scooter sau la bicicletă. Am curățat puțin obiectivul acesta mic al camerei pentru că era pătat cu amprente de-a mea, sper că s-a văzut bine până acum și dacă ați observat pata aceea, vă rog să nu o băgați în seamă. Bine, a trecut deja momentul, dar aia e, ok. I-am dat comandă efectuată, băi prietenașii. Am câștigat 13 lei la ora aceasta din zi, dimineața. Câștigurile sunt mai mici pentru că sunt puține comenzi și suntem plătiți mai puțin. Bun, am mai primit o comandă, i-am dat start până desfac eu antifurtul ăsta. Tot de la McDonald's, bă, uite, lumea comandă McDonald's așa de dimineață, nebunia McDonald's. Bateria care a venit împreună cu acest GoPro promite o autonomie mai bună, sper eu, și o protecție crescută la temperaturi ridicate și scăzute în același timp. Este o baterie care se numește Enduro sau nu știu cum, adică are o protecție crescută. Pentru că am avut sincer probleme cu bateriile în trecut, mai ales în sezonul rece. Se descărcau mult mai rapid pe GoPro Hero 9 și 8 de asemenea și pe 7, că am avut și 7-le la un moment dat. Și am ajuns la McDonald's, comanda cu numărul 398. Încă nu mi-au adăugat oamenii ăștia o a doua comandă. De obicei se întâmplă treaba asta, vii după comandă și trezești cu două în aplicație sau ai două și ți se taie una în funcție de necesități. Hai să urcăm bicicleta. Bă, să mă scuzați dacă pe alocuri respir mai greu așa. Aerul rece, efortul pe care îl depun în timp ce vorbesc, să știți că îmi îngreunează respirația.
Am și nasul fundat și tocmai de aceea vorbesc mai greu și să știți că nu e ușor să vorbești în timp ce face furt. Vă îndemn să încercați ca să vedeți cum e. Bun, hai să vedem dacă e gata comanda la McDonald's aici. Bună dimineața. Am și eu comanda asta 398. Da, mersi. Zi bună. Gata, băi, comandă preluată, ca de obicei. Trebuie încărcat bonul în aplicația Glovo. Așa. Hai să băgăm aici mâncarea în geantă. Bă, ce-mi place geanta asta, așa, da, mă, frate, mă. Asta nu se mai murdărește și dacă se murdărește, poți să o ștergi frumos. Așa, desfacem antifurtul și îi dăm pedală, fraților. Cum era aia? Hai, Varlame, bagă mare, nu te plânge, dă-i pedale, vărule. Cât mi-am zis eu vorba asta în turul României, singur acolo, pe drumuri, pe coclauri. Voiam să vă zic că acum vreo două săptămâni, bă, mi s-a oprit scuterul așa dintr-o dată, după ce am coborât o bordură, să-mi fie rușine. Ce căutam eu pe bordură? Mi-a dat Dumnezeu, ia, Varlam și cară, dacă te urci pe borduri cu scuterul. Am coborât o bordură și mi s-a oprit scuterul așa dintr-o dată. Bam! A sărit o piesă, ceva pe acolo, simplu. Și eu, cum nu mă pricep, ce a trebuit să fac? N-aveam pe nimeni, pe cine să sun, bă, hai, du-mă cu scuterul până la primul servis. Și am fost nevoit să apelez la o platformă, un anunț de pe OLX. Am sunat, pe anunț crea 89 de lei. Când am sunat telefonic, stai că de fapt e 170 de lei. În momentul în care a venit, i-am zis că vreau și factură. Păi stai că dacă vrei și factură, e 202 lei. Pentru că mi-am făcut PFA, lucrez cu PFA acum la Glovo ca să-mi plătesc singur taxele cu noile reglementări în vigoare. De așa să fac dreapta și am cerut factura pentru platforma aia ca să mai deduc niște cheltuieli cu PFA-ul. Bun, s-a făcut verde și asta voiam să vă spun cu scuterul pentru că am rămas acolo în pană. N-a fost cine știe ce, o piesă sărită. În 20 de minute s-a rezolvat la Scooter Center acolo și problema a fost mai mare că a trebuit să renunț la program și așa mai departe. În mijloc, acolo la Piața Romană, fraților, în Piața Romană, eu eram cu platforma acolo undeva în lateral, mă rog, nu chiar mijloc. Cățăra cu geanta de la Glovo în spate, mă chinuiam cu omul ăla să prindem scuterul pe platformă. I3-ul aici, am găsit că e un birou notarial, dar ce intrare are scara asta? Mi-am dat seama că e scară normală de intrare, bloc cetățeni. Hai să leg bicicleta de acest gard și să mă las și de comanda cu numărul 3, să mă scap. De menționat că de la această clientă trebuie să ridic suma de 84 de lei. Stai așa, mă, la ce etaj era, că nu mai știu, la numărul 12. De la această clientă trebuie să ridic suma de 84 de lei și 60 de bani. Ea a menționat deja în aplicație că va plăti cu o hârtie de 100, ceea ce înseamnă că eu trebuie să-i dau rest vreo 15 lei, 15 lei și 40 de bani. Bună dimineața, uitați aici, 84 de lei, vă rog, uitați aici. O zi bună, la revedere. Hai să vedem ce avem pe aici. Jap, așa frumos, parter, direcția parter, hai ușa, închide-te, sesam, închide-te. Haide ușa, haide, bă, dar în ce se mișcă, bă? Liftul ăsta abia se mișcă, frate. Așa. O zi bună, să trăiți. Era un domn de la pază aici. Auzi, bă, ce zbârnuie aplicația, băi, frate, bă, uite acum, uitam după scooter, sincer. Am uitat că sunt cu bicicleta. Și uite, comenzile continuă să vină, chiar dacă, uite, e așa dimineață, este ora 9 fix, vedeți acolo, 91 minut. Ceea ce înseamnă că apăsăm pe start, am câștigat vreo 22 de lei, vreau să fac măcar vreo 40-50 de lei, de un meniu așa cu de toate pentru un om de pe stradă sau un om amărât, depinde să vedem pe cine găsesc, chiar și o femeie care vinde flori, oricine, un copil amărât, dacă îl văd pe stradă, mă duc și îl întreb de ce ai poftă să mănânci. Bun, tot repet treaba asta că poate unii mai dau skip și să știe lumea cam ce are la baza acest videoclip. Încă o dată ne întoarcem la McDonald's, băi prieteni, deci se pare că astăzi zici că sunt angajat la McDonald's, livrez doar pentru McDonald's și tot acela de la Dristor de acolo. Astăzi nu mă duc în zona centrală pentru că oamenii de acolo care cerșesc sunt mai versați și fac ei bani mai mulți prin zonele alea. Mai amărâți sunt ăștia care nu stau în zone centrale, mă refer la oamenii străzii. Hai să vedem. Cred că aici la McDonald's aș putea nici să nu mai leg bicicleta, pur și simplu să o las așa, dar nu știu, să risc, voi ce ziceți? Are cineva tupeul să vină chiar de aici să fure?
unde sunt camere peste tot. Hai totuși să nu risc, cel puțin de data asta, n-aș vrea să rămân fără bicicletă, chiar de pe acum, primul vlog pe bicicletă după atâta timp. Hai să vedem dacă e gata comanda la glăvă. Mersi. Într-un final a venit și comanda mea, stăteam acolo, nu mă băga nimeni în seamă, comanda era pregătită. Asta e una. Și asta e a doua. Multă dată mi-am lăsat telefonul așa pe o masă de asta și am plecat pur și simplu de nebun. Uite, bă, că mai sunt curieri așa de dimineață la ora asta. Hello. I'm good, thank you. You? Trebuie să las comanda asta în zonă la 1 km și 200 de metri distanță. N-am detalii de bloc și așa mai departe. S-ar putea să livrez la o casă sau direct în stradă. Asta rămâne să aflu în momentele care urmează, dar am prins iarăși roșu la semafor. În aplicație mi-arată că aici, în intersecția asta, e cai la vitană 104, adică peste drum. Stai așa că e verde, să nu mă pierd în discuții ca să am timp să traversez. Deci undeva pe aici trebuie să las comanda. N-am specificații de bloc, de scară, număr de apartament și așa mai departe. S-ar putea să fie la unul din magazinele astea aici, dar am să apelez telefonic clientul sau fata clienta ce e. Hai să vedem. Ai accesat mesageria vocală. A dat doamna comandă, ți-a adormit. Glumesc, nu știu. Încerc să o mai sun o dată. Procedura în acest caz e să mai încerci o dată să suni. Dacă nu-ți răspunde nici a doua oară, îi dai termen 10 minute din aplicație, plus mesaj, să vină la locul de predare. Dacă nu vine, se anulează comanda și tu, ca și curier, trebuie să mergi la un Glovo Express, așa se numește punctul acesta, și acolo trebuie să returnezi mâncarea care ți-a rămas în geantă. Nu-ți mai rămâne ție mâncarea, ca și curier, pentru că s-a făcut abuz de treaba asta. Înainte ne rămânea nouă, alții făceau mișmașuri și uite, acum nu mai mâncăm gratis, din cauza unora care făceau asta săptămâna sau la câteva zile. În momentul ăsta i-am dat timp de așteptare și scrie acolo, clientul a fost informat, a primit și notificare în aplicație, dacă în 10 minute, și uite, o pierd timpul acum, stând aici 10 minute, dacă în 10 minute nu mă contactează sau nu vine în punctul în care trebuia să-i las eu comanda, rămâne cu datorie în aplicație și dacă era plata cu cardul, îi lua direct. Bun, aștept 10 minute și revin cu un rezultat, cu o concluzie după comanda asta, să văd dacă mă duc cu ea la Glovo Express sau ce am de făcut. Da, am o singură comandă, că ne mai dă două din când în când și asta e tot a ta. Da, 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 deci împreună, nu sunt două, e una singură, sunt ale. Am greșit eu, sunt ambele ale tale, doar că e ceva separat în asta aici. O zi bună, la revedere! Am încurcat, am crezut că e comandă dublă, am uitat, vezi, m-am uitat în aplicație, erau două plase, am crezut că sunt două comenzi diferite, am uitat că am ridicat doar una. Ce ai făcut, mă, varla mea, îmbătrânit? Ai pierdut memoria. Bun, am mai primit o comandă, voi prieteni, și facem o mică săritură aici, pentru că de data aceasta comanda pe care am primit-o este de la Starbucks, de aici din spate, de la Mall Vitan. Și aici mă transform în pieton, iau bicicleta la sub braț, am urcat-o aici, din nou călare pe bicicletă și încă 2-3 pedale, vreo 200 de metri mai exact până la Starbucks. Uite, bă, ce e aici, bă, o adunare generală, s-au adunat oamenii. Hai să dăm și noi o tură, nu? Dacă tot e așa frumos aici. Mașini vechi, mașini de epocă, motocicletă, o expoziție aici la Mall Vitan. A, uite ce bine arată totul, bă, frate, frumos, așa, numai mașini de-astea vechi, Trabant, Dacia, Wolseed și așa mai departe. Câteva mașini de epocă pe partea stângă acolo. Uite, asta albastră arată foarte bine. Uite, mă, ce mișto am nimerit în partea asta aici. Super, super mașini, îmi pare rău că nu pot sta mai mult să le admir și să le vedeți și voi în același timp, dar mă bucur că am dat peste ele și uite că m-a adus aplicația într-o zonă frumoasă aici,
la Glovo. Hai să-mi dai bicicleta. Gata, cu poveștile. Uite și un Mini Cooper sau ceva, nu știu. În fine, nu sunt eu cel mai mare fan mașini. Multe trabanturi ce am văzut pe aici prin zonă. Hai să-mi dai bicicleta de balustrada asta și să mă duc după comandă, că de aia am venit aici. Nu l-a admirat mașini de epocă. Bine, nu chiar epocă, pentru că nu sunt chiar foarte vechi unele dintre ele, dar sunt mașini bătrâne, cu alte cuvinte. Comanda ar trebui să fie deja pregătită la Starbucks, dar mă duc să întreb. De obicei aglomerație la ora asta aici și acum sunt deja câteva persoane în zonă. 049, da, mersi. Gata, băi, prietena, și comandă ridicată. N-am stat decât vreo 3 minute aici după ea. Nu era deja pregătită, dar s-au descurcat destul de rapid oamenii, adică mi-au dat comanda la timp. Și din momentul de față, plecând așa încet de la Molvitan, de la această expoziție frumoasă de mașini bătrâne, am de pedalat 1,7 km cu aceste cafele de la Starbucks către următorul client. Posibil să fi vorbit cam mult, bă, dacă deja mi s-a consumat o baterie la GoPro. Poate am vorbit cam mult, nu știu, că nu mai știu să fac așa o aproximație. Înainte știam cam cât să vorbesc, să fac un vlog de maxim 25 de minute. Așa aș vrea să fie și azi, pentru că v-am zis, mai am de filmat și cu omul străzii, omul de pe stradă, căruia vreau să-i cumpăr ceva de has, de haleală. Pe aici, pe partea stângă, dacă nu greșesc, următorul complex de blocuri, oare este așa, ăsta e 25. Eu am în următorul, adică aici, bă. Hai că am nivelit până la urmă, deși nu mă așteptam chiar ăsta să fie blocul. Bun, leg bicicleta și livrez și comanda asta. Ușa s-a deschis, nu mai au liftul pentru că trebuie să las comandă la etajul 1. Aici. O zi bună, la revedere, mulțumesc și eu, la revedere. Mulțumesc și eu, pentru că nu știu de ce am feeling-ul că doamna, domnișoara mi-a lăsat și bacșiș. De obicei, oamenii care sunt mai zâmbitori, care te primesc așa cu brațele deschise, îți lasă și bacșiș. Cei care nu-ți lasă bacșiș sunt mai încruntați așa, adică sunt mai calmi, mai serioși. Deși nu e obligat nimeni să lase bacșiș, și eu v-am zis, dacă vine, e bine primit, bineînțeles, pentru fiecare curier, dar nu e o regulă. Așa că puteți să zâmbiți și dacă nu lăsați bacșiș, că nu e o problemă. În Olanda era total diferit, bă, frate. Lumea acolo nu prea lăsa bacșiș, ce-i drept, ei acolo în Olanda, când lucram eu la takeaway, nu aveau obiceiul ăsta a bacșișului, dar oamenii te primeau cu căldură când veneai cu comanda, chiar dacă erai străin și nu vorbeai limba lor, vorbeai pe engleză, oamenii îți zâmbeau și îți vorbeau foarte, foarte frumos. În România nu e chiar așa, mulți apar la ușă așa încruntați. Probabil și e și traiul, problemele, dar în fine, atât timp cât îți permis să comanzi prin Glovo, bănuiesc că nu ești chiar muritor de foame, nu știu, în fine. Nu e treaba mea asta, fiecare face ce vrea pentru binele lui. Cu cât zâmbești mai mult, cu atât trăiești mai mult și mai bine. Asta e părerea mea. Având în vedere situația dată, am câștigat deja vreo 50 de lei total cu tot cu bacșiș. Cred că mi-e de ajuns ca să cumpăr un meniu, oricare ar fi el, unui om amărât de pe stradă. Depinde ce pofte are, poate nu vrea neapărat mâncare, poate vrea o sticlă de suc, ciocolată și așa mai departe. Mă duc să caut pe cineva, sunt aici în zona Baba Novaga, aproape de Dristor, și știam o femeie care dormea pe o bancă. Mă duc să văd dacă mai e acolo și din banii câștigați astăzi la Glovo, în 2 ore cu bicicleta, am făcut și sport. Uite că pot să fac și pe cineva fericit, sper eu, adică nu știu. La mine dacă ar veni cineva și m-ar întreba, bă, ce vrei să mănânci astăzi? Pe gratis eu m-aș bucura, sincer. Așa că haide să vedem pe cine vom găsi. Din ce am văzut eu așa printre crengile astea, printre copaci, doamna ar trebui să fie pe bancă, dar doarme. Asta e casa ei, am văzut-o cred că de vreo 2 săptămâni și uite că și acum e tot aici pe banca asta. Nu știu dacă să o trezesc sau să nu o trezesc, să mă duc pur și simplu să-i cumpăr eu ceva sau nu. Am urcat și pe trotuar cu bicicleta, scopul scuză mijloacele, cum s-ar spune. Nu știu ce să fac, frate, să o trezesc sau nu. Voi ce ziceți? Uite, ea e doamna. Stai așa să vedem dacă doarme. Nu, voiam să vă întreb dacă vreți să vă iau ceva de mâncare, orice aveți poftă de ceva. Nu știu, dacă aveți poftă de orice sau orice aveți nevoie din Kaufland, pot să mă duc să vă iau ceva, nu știu, de 50-100 de lei.
Vreau să mă duc să vă iau ceva, dacă aveți nevoie de ceva. Ceva? Da, de mâncare sau orice vă vreți dumneavoastră, din Kaufland sau de oriunde. Altceva, nu știu, ce ați vrea? Ce, de ce ați avea nevoie? De rusăpun sau de orice, orice din Kaufland? Ce aș putea să vă iau? Orice aveți dumneavoastră nevoie, un suc, o cafea, orice, nu știu, ce ați vrea? Și altceva, nu știu, ceva dulce, vreți să vă iau ceva dulce? Sau, nu știu, că nu știu ce pofte aveți, de-aia vreau să mă duc ceva și să vă iau. Ce ziceți dumneavoastră? Ce vreți dumneavoastră? Ce considerați? Ce vreau eu, nu? Dar, în principiu, un Sprite. Bine. Da, o să revin în vreo 10-15 minute. Scuzați că v-am deranjat. Așa, bun voi, frate. Deci, hai că am stabilit-o. Doamna a zis că vrea un Sprite. Are poftă de un Sprite. Kaufland e acolo, o găsiți aici totdeauna. Dacă vreți să o ajutați cu ceva, cu ce vreți voi, uite, mi s-a făcut pielea de găină, sincer. Dacă vreți să o ajutați cu ceva și aveți disponibilitate, femeia asta are în jur de 60-70 de ani și trăiește pe banca asta, aici, între zona Dristor și Calea Vitan. O găsiți pe banca asta aici. E de vreo cel puțin 2-3 săptămâni, eu o știu doar pe banca asta, deși s-ar putea să fie chiar dinainte. Atunci am observat-o eu. Mă duc să-i cumpăr un Sprite și să-i mai cumpăr ceva acolo, nu știu ce aș putea să-i cumpăr, pentru că mâncare avea. Asta vreau să vă zic, dacă vreți să o ajutați cu ceva, nu veniți cu multă mâncare de acasă, pentru că avea plase întregi cu mâncare acolo. Hai să vedem unde aleg bicicleta și mă duc să-i cumpăr ceva, doamne, nici nu știu sincer ce să-i cumpăr, dar găsesc eu ceva. Mă uitam după niște banane, astea sunt sigur că le poate mesteca, dar nu prea văd în zona asta aici banane, 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 ah, uite aici. Mâncare am văzut că avea, nu cred că i-ar stica vreo 2-3 banane și chiar arată bine bananele astea, uite. Bam, 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 dar iau doar 3, nu iau mai multe pentru că poate nu le mănânc, eu știu. Deci 3 banane cred că sunt de ajuns. Și mă duc să iau, să-i caut Sprite-ul acela. Să iau și ceva dulce, că deși are o vârstă, eu mă gândesc că totuși mănânci dulce, nu? Eu știu că bunica mea la 70 de ani mânca multe dulciuri. Și iau ceva de pe aici, nu știu ce să-i cumpăr. Hai că... Uite, iau asta, așa e, 17 lei, 18 lei, cu lapte și ciocolată. Iau astea așa și am să iau și un iaurt și Sprite-ul. Bă, uite, ceva proaspăt vreau să iau de aici. Niște gogoși. Gogoși cu gem de fructe. Poate asta le mănânc acum. Hai să scot două, trei gogoși de aici. Una, asta e una. Cred că sunt de ajuns. 3 gogoși. M-am făcut tot de zahăr acum. Nu au ăștia baghete de astea sau cum le zice, magice. Știu că nu e cel mai sănătos suc acesta, Sprite-ul, dar dacă doamna avea nevoie și poftă de un Sprite, neapărat trebuie să-i cumpăr și am luat așa o sticlă mare la 2 litri jumate. Nu știu dacă o să bea pe toate sau nu o să bea, dar aia e. N-am ce să-i mai iau, frate, adică mâncare avea. Mă duc să-i cumpăr. Să-i iau un iaurt, poate îl mănâncă mai târziu. Am să-i cumpăr un iaurt de ăsta așa, Sana. Și cam atât. Nu știu ce aș putea să-i mai iau. Aș putea să-i cumpăr un ceai să se mai încălzească, dar fiind pe bicicletă, nu prea am cum să-l transport. Nu știu, uite, iau niște șervețele umede, un pachet, poate le folosește. Îți dai seama, mai puteam să-i cumpăr un șampon sau un săpun, dar nu cred că se mai spală acolo, că n-are unde să se spele. Deci, ce viață duc oamenii ăștia, e jale, fraților. Uite, am să iau o caserolă de struguri, pentru că și ăștia îi poate mesteca cel mai probabil. Ăștia par mai copți așa puțin și am să-i cumpăr o caserolă de struguri. Mă gândesc la ce ar putea mesteca ea, vă dați seama. Nu știu, nu prea am ce fructe, altceva ce să-i cumpăr. Mă tot învârp aici de nebun. Monedele astea de un ban, doar la Kaufland primești monede de un ban rest și n-ai ce face cu ele. I-am mai cumpărat și de la casă de acolo câteva napolitane, dulciuri, n-am știut sincer ce să iau, v-am zis. În comentarii aștept să-mi spuneți ce aș putea să le cumpăr de 50-100 de lei. Uite, s-au umplut plasa, ce aș putea să le cumpăr de 50-100 de lei oamenilor străzi pe viitor. Dar ceva care chiar să le folosească și nu neapărat mâncare. Mai e oare doamna acolo? Da, uite e acolo, s-a și ridicat puțin. Eu mă gândeam că e mai bolnăvioară așa, dar pare să fie ok, mâncare avea. Practic oamenii ăștia acum se trezesc și încep a umbla. Problema cea mare pentru ei este că vine frigul și nu vor mai putea dormi noaptea.
ceea ce înseamnă că vor trebui să-și găsească locuri de dormit pe timp de zi, când e puțin mai cald, și noaptea să umble ca să nu înghețe de frig. Gata, tanti, haideți că a reușit să vi le aduc. Stați de mult aici? Stați de mult în zona asta? Stați de mult pe bancă aici? Sau cum? Din ianuarie. Din ianuarie? Dar cum de-ați ajuns? Deci că ați ajuns să stați așa în... Mă scuzați că vă întreb, dacă e prea... Dacă mă ajută Dumnezeu pe 31 octombrie, fac 70 de ani. Mulți înainte vă doresc sănătate. Am trecut printr-o experiență extraordinară, neplăcută. Vă cred că altfel n-avea noastră... Deci acum un an de pe banca asta m-a luat salvarea și m-a dus la spital, la Bagdazar. Am stat 3 săptămâni acolo numai pe perfuzii. Urlam de foame și nu-mi dădea nimeni nimic. Am și eu o facultate, am făcut un nenorocit de astea. Am lucrat în resurse umane, am lucrat cu peste 450 de oameni, da? Biologi, medici, chimiști, oameni, unul și unul, am fost respectată. Am ajuns aici, aici am fost bătută, violată, furată și așa mai departe. Vă cred. Unor poliția, secția 11 de aici, care... Nu prea-și bate capul, bănuiesc. N-au nicio... Nu mai dă niciun semn de viață, da? Am sunat o săptămâna trecută că mai mă agatează unul de vai capul meu, așa, care poate să fie copilul meu, nu? Păi asta, eu știu, eu am făcut tot un experiment și am stat 24 de ore pe stradă să văd cum e. Și vin ceilalți oameni de pe stradă, vin să tragă de pe dumneavoastră, dăm un leu, dăm... Tot ei vin să vin ceară tot dumneavoastră, știu că fac treburile astea. Deci eu am ajuns de vreo lună și ceva de zile, dacă vreți să mă credeți. Eu până la 4:30, când începe lumea să circule pe aici, eu nu mai am curaj să dorm. Am scuzat, vă cred. De citit și mă chinuiesc așa să citesc pe aici, printre razele. Vă cred, și mai ales acum vine și frigul, noaptea va fi mai nasol. Vă cred. Bine, tanti, vă las și eu să mai trec eu pe aici pe dumneavoastră. Sănătate și numai bine vă doresc. Sănătate, numai bine. Uite, oamenii cu facultate, femeia asta este că are o facultate, și au ajuns, probabil datorită propriilor greșeli, sau cine știe, nu vreau eu să judec. Ați văzut că am întrebat-o în prima fază cum a ajuns în situația asta și probabil a evitat să-mi răspundă. N-am insistat prea mult pe treaba asta. Este problema ei, dar dacă vreți să o ajutați, o găsiți aici vis-a-vis de Kaufland încă o dată. A zis că are o pensie de 1500 de lei pe lună, din care 1000 de lei, din ce am înțeles de la ea, parcă am înțeles bine, nu? 1000 a zis. 1000 de lei se duc rate la bancă. Greșeala în care au căzut mulți români, datorită băncilor, uite cum ajung să trăiască în stradă. Pensie de 1500 de lei și 1000 se duc la bancă. Din 2015 are rată și uite că îi se tot iau bani. Femeia avea nevoie de o cameră undeva, ați văzut că părea cât de cât îngrijită, părea o femeie ok. Dacă cineva are posibilitatea și știe vreun loc de ăsta pe undeva, să se cazeze, pentru că vine iarna, fraților, și vai, vai de mama lor, oamenii ăștia care trăiesc pe stradă. Cu voi a fost Varlam, pe data viitoare, fraților, duminica viitoare, din nou un astfel de clip în care voi munci pentru oamenii străzii și am să-i întreb din nou dacă au poftă de ceva, orice. Toate cele bune, cu voi a fost Varlam, mă găsiți și pe Instagram, Grigore Varlam Oficial, toate cele bune, pe data viitoare, pa, pa, fraților!